that are alive, you are coming with me. Bă, lasă telefonul băgat să-i sărmă. Se rege pentru acțiuni speciale, nu se joacă. Jos din mașină, jos. Ioi, ai grijă de el acolo, eu-l violez pe ăsta, ce e? Aveți grijă, băieți, aveți grijă, jos din mașină, jos. Cu cap pe burtă, târfelor, cu cap. Aruncați apele, da, aruncați apele. Nimba să piși, bă, te piși. Bă, alo, băi, băi. Copii, nu încercați asta acasă? Yeah! Nu da cu spatele. Yeah! Serviciu pentru acțiuni speciale. Coborâți din mașină, târfelor. S-a oprit. Aruncați apele. Ăsta s-a calcat singur. Mașina. A zis că de când se ajungă la pușcărie, mai degrabă să bagă sub mașină când merge. Hello, stimați, adică hello, stimați iubitori de LSPDFR. Ce mai faceți? Cum sunteți? Bine v-am regăsit la un nou episod. În episodul de astăzi o să fac un episod cu cei pe care îi doriți cum să mă exprim, brutal de doriți sunt acești băieți de la serviciu pentru acțiuni speciale. Îi... e o serie pe care aparent văd că o iubiți și m-am decis ca să fac mai multe episoade cu dânsii pentru că na, serviciu pentru acțiuni speciale. Alo, fără jignire aici. Se mai uită și copii pe aici. Ne avem astăzi pe colegii mei, aceștia sunt colegii mei care au măștile alea căpusii cam nașpa. Na, ce vreți, LSPDFR, na, n-avem încotro, măcar bine că eu arăt foarte frumos, na, vedeți ce frumos arăt eu. M-am gândit totuși să... Bine, asta când o să am o leacă de mai mult, foarte mult timp, să fac așa niște veste pentru ei, serviciu pentru acțiuni speciale, să nu mai scrie poliția. Bine, că în unele județe am văzut că pe serviciu pentru acțiuni speciale scrie și poliția, nu neapărat SAS, SIAS, etc. Duba este Duba clasică, na, nu... Din păcate nu am ce să fac, na, nu știu să fac mașini, mi-aș dori, bine, am înțeles că se poate, dar e o leacă cam greu, e greu să faci roșii de mașinile în sine, după aceea să le colantezi, să le pui girofarul, să faci să funcționeze, e o leacă cam greu. Dacă printre voi se află băieți, fete, care știu să facă mașini și sunt dispuși să-mi dea și mie niște mașini, eventual pot să vă fac reclamă, na, poate vreți să vindeți mașinile sau eu știu, și eu vă fac reclamă, sau vedem, na, sau dacă vreți să, dacă sunteți voi așa binevoitori să-mi dați niște mașini pe care le aveți voi făcute sau primite sau eu știu, le aveți și doriți să apară în clipurile mele, eu vă aștept. Îmi lăsați eventual în clipul de astăzi, lăsați un comentariu, vezi că eu am mașini sau așa și vă dau Discord-ul eventual sau ceva și luăm legătura și stabilim, nu? Pentru că, na, și eu depind de alte persoane pentru a face rost de mașini, sunt și câteva pe internet, dar... Să revenim la jocul nostru și să-i dăm bătaie, nu? Nu, băieți, nu? Să vedem ce apare. Dar poate n-apare nimic. Nu-i așa, Vasile? Iu, ce sexy ești, Vasile. Io. Vizionare plăcută, dragilor. Și avem și primul apel. Stați să spargem poarta, uleacă. Ioi, ce-am zgâriat? N-am zgâriat-o. E blindată mașina. Avem și primul apel, avem un... o... cum îi zice? O kidnapping... de asta... răpire. Avem o răpire. Și într-un taxiu apare. Ne-a fost raportată și pentru că serviciul pentru acțiuni speciale intervine la... orice... Stai să mă uitam după ăla, după unde este pe mapă. Având în vedere că serviciul pentru acțiuni speciale intervine la acțiuni speciale, cum ar fi acesta, este o acțiune specială. Pentru că avem o persoană care este răpită într-un taxiu, incredibil. Trebuie să îl prindem, dar cu Duba. Vă lasă telefonul băgat să-i sărmă.
trebuie să-l prindem pe ăla, bă, că cine știe, o violează ea în taxi, o acolo, îi dă, îi urcă chireul la deal, practic. Deci știți voi, trebuie să ne ducem să îl interceptăm și să-l punem la zid și să-i băgăm Tom Van Cur. Nu. Asta la sexy, nu aici, pe strada să ne vadă toată lumea. Ăla este. Oprește pe dreapta, oprește. E, nima, a făcut accident. Oprește tu mașina. Ui, ăsta e ceva drogat. Jos din mașină, terfă. Jos. Stai, fatal. Stai, mă, să pun alea, că tot fac pe el. Stai, mă, băgățai, ser, mă, nas. Nimă pe ăsta. Bă, vezi? Stai, mă, că ăsta vrea să fugă. Bă. Serviciu pentru acțiuni speciale nu se joacă. Jos din mașină, jos. Ioi, tu, stai pe loc. Stai, mă, da, pentru cine, pentru ăsta? Jos, culcat. Și tu? Ai grijă de ăla acolo, eu-l violez pe ăsta aici. Nimă. Arestat. Nu contează, ne-a fost raportat taxiul ăsta, îi arestă pe toți. Ăla a încercat așa, a trebuit să-l imobilizez mai brutal. N-ați văzut că a vrut să pun. Serviciu pentru acțiuni speciale nu se joacă, bă, băieți. Așa, în ce poziție? Da, băi, să și moare așa în poziția asta. Te schemăm totuși un echipaj de ambulanță. Avem nevoie un echipaj de ambulanță dispecerat. Serviciu pentru acțiuni speciale. Avem nevoie de o ambulanță. Stai, tu s-o opresc aia de sirena asta acum. Ce? Au escaladat... A escaladat situația, bă. Serviciu pentru acțiuni speciale, nu te joci, bă, băiat. Tu, erai kidnapping tătătăt? Sau ce se întâmplă aici? Te ducea să te prostituezi în Germania? Să le iei lindicul la babe în gură? Tu, salvați-l pe... Adică, bine, nu-i... Da, și ăsta a murit așa, că i-am dat un glonț în picior, două picior în picior. Adică, bă, bun! Bine, ăsta o să trebuiască să... Încă nu am reușit să schimb... Nu am reușit să șterg modul ăla de pompieri, așa că tot o să auziți tubul de oxigen. Ai ceva, mă, asupra-tă? Stai, mă, că ăsta era victima, bă. Beau și o cafea, pentru că serviciu pentru acțiuni speciale trebuie să bea și cafea din când în când în când. Nothing in there. Da, bă, că ăsta, de fapt, era victima, că ăsta era sequestratul. O să fii... Nimă că la o să fiți dus la sediul secției de poliție pentru a fi să lua o declarație, domnul. Așa. Bă, dar ce-a fost aici? Ăsta e leșunată. Dar i-am dat doar două gloanțe pe în picioare. Da, să chemăm acum cornerul. Ce avea în mașină? Ia să vedem. Ia să vedem, facem o percheziție. Ia, avea și el cafea. A toaster, a bowling ball. Dar cum dracu, bă, să ai un bowling ball în mașină? Cine are bowling ball în mașină? A basketball? A... No. Ia, a venit doamna ofițer. Are și pulărie. Ia, a venit și Kürnerul. Bă, la ce-a fost aici, bă? Request a vehicle check, no? Request a tău, large one? Ok. Aici, băiți, aici. Mă, prima intervenție pe astăzi a fost foarte brutală, așa, practic. Bă, dar ăștia cu ambulanța n-a mai plecat de aici? N-au rămas și ăștia aici? Alo, unde dispă... Ah. A venit flat bag, flat truck-ul, flat chestia. Shot by a rifle. Da, bă, dar i-am dat în picior, adică, bă, bune, bă, chiorule, dar tu mori așa dacă te-aș împușca eu în picior, ai muri așa? Două gloanțe de... Eventual îți paralizează picior, așa, dar nu mori. Băgați-l acolo, la răcoare. Dacă nu-l băgăm noi la răcoare, îl băgați voi. Ați prins gluma.
Bă, dar unde au dispărut ăștia de la ambulanță? Alea, Smurdu, unde sunteți, Smurdu? Nimau. Au abandonat misiunea. Da. Serviciul pentru acțiuni speciale și-a îndeplinit încă o dată atribuțiunile de serviciu. Nimă și pe la evreu ăla. Cafeluță cu lapte. Da. Alo, alo. Nu cumva și tu ești de la trafican de persoane. Vezi că mai liniști pe unul acum cu taxiul. Da. Nimă și pe asta, bă, cu neoane sub mașină de astea. Dacă eram la serviciu rutier, acum te ardeam în bostan, nenorocitule. Serviciu pentru acțiuni speciale continuă. Mergem la secție, mai bem o cafeluță și vedem ce mai apare. În regulă, băieți, misiunea de astăzi este foarte importantă. Avem o misiune foarte grea. Suntem în cartierul răufamat. Avem niște persoane de adus la secție. Cele de peste stradă sunt vizate într-un caz de crimă. Detectivii noștri au strâns toate probele necesare pentru a-i condamna la 25 de ani de pușcărie. Așa că va trebui să-i ducem în fața judecătorului. Numai că suntem în cartierul răufamat și știți foarte bine ce înseamnă asta. Nu se vor preda așa de ușor. Cei din cartierul acesta au arme și sunt foarte agresivi, așa că trebuie să fim pregătiți și foarte, foarte atenți. O să intervenim în forță la momentul oportun. O să dau prin stație și mai multe echipaje o să vină la fața locului, pentru că avem nevoie de toate unitățile disponibile. Aceste persoane sunt foarte periculoase. Așa că să-i dăm bătaie și să trecem la treabă. Încărcați-vă armele, asigurați-vă că aveți destulă muniție și Dumnezeu să fie cu noi. Stați să-mi pregătesc și o armă. Trece mașina, colegul. Așa. Bun. Deci, important este că persoanele acelea de peste stradă trebuie să fie arestate. Nu contează. Trebuie să avem grijă. Sunt foarte periculoase, așa că va trebui să intervenim. Către toate echipajele, interveniți la fața locului. Aveți grijă, băieți, aveți grijă, jos de mașină, jos. Culcat pe burtă, târfelor, culcat. Mâinile sus. Bă, ți-am zis culcat pe burtă. Trageți, băieți. Ripostați, aveți nevoie de întărire aici. Aveți grijă în spate și trageți. Aruncați armele, da, aruncați armele. Trageți, băieți. Poliția, încetați. Aveți grijă în spate. Liber spatele, bă, aruncați armele. Aruncă arma, târfă. Băieți, aveți grijă să nu mai fie niciunul pe aici. Asigurați zona. Băi, tu, cel de acolo, mâinile la vedere. Să-ți văd mâinile. Nimba, să piși. Bă, te piși. Bă, alo. Aveți grijă, băieți. Înaintăm în cartier. Aveți grijă, cornerul, aveți grijă la colțuri. Să nu mai fie niciun pericol pe aici. Liber. Să ne întoarcem, băieți. Bun, bravo, băieți, bună acțiune. Din păcate, persoanele au fost ciuruite, dar asta e situația. Nimă, păștia, ea mi-e furat aici. Iue. Aveți grijă, băieți, aveți grijă să nu mai fie vreun om să se scoale să ne împuște. Asigurăm toate armele. O acțiune foarte bine dusă la bun sfârșit. Așa, băieți, bravo, așa, uitați-vă. O să avem nevoie de mai multe echipaje de ambulanță aici. O să activeze planul roșu de intervenție. Pentru că... Na. Eram sigur de această misiune că o să fie foarte grea și că aceste persoane nu o să se predea așa de ușor. Așa că să chemăm toate echipajele de
disponibile de prim ajutor, pentru că acum zona este sigură. Să vină să încerce să-i trateze pe a... să-i resusciteze pe cei care mai pot fi resuscitați. Hai băieți, hai mai repede aici. La alegere, nu vă uitați. Bă, ce-i acolo, ce-i acolo? Ce-i acolo, ce-i acolo? Care? Bă, aruncă, bă, stai pe loc! Stai tu pe loc! Ușor, culcă-te la pământ, curva. Bă, aveți grijă, bă, băieții de la... Bă. Aveți grijă ce la salvare că s-a agresat? Bă. Unde au dispărut bă ăștia? Nimă au dispărut. Mai crezut că mai urmează o serie. Ăștia sunt mori stăt aici. Au mai salvat pe nimeni. Mort. Așa, băieți, bravo. Trebuie să le asigurăm securitatea celor de la Smurd pentru a nu fi... pentru a nu le fi pusă viața în pericol. Bă, nenorocito, ce faci, fă, tu nu vezi că eu... Aici avem o acțiune. Da. Putem să zicem că această acțiune a fost un succes. Mulțumim tuturor colegilor care au intervenit prompt. Terminăm aici și continuăm. Avem... iarăși, niciodată nu stăm. Avem o situație foarte gravă. O mașină de bani de la bancă a fost furată. Niște persoane foarte înarmate, presupun, au furat mașina de la bancă plină cu bani, vă dați seama. Este o situație foarte, foarte periculoasă. Până să mișcă cotețul nostru, ăia o să scape, dar nu e nicio problemă. Avem elicopterul asupra lor care îi urmărește. N-ar trebui să ne ducem și noi după ei, dar pe unde s-au dus, aia e toată treaba. Cred că pe aici. Pardon, pe acest loc, asta tot pe autostradă, cred. Copii, nu încercați asta acasă? Yeah! Ioi! Nima, i-a ieșit sufletul la mașină. E ca nouă, n-ați văzut nimic? Păi până ocoleam eu... Și așa ăștia spart. Exiting the freeway. Opa, au părăsit autostrada. A unde s-au dus ăștia? Păi Dumnezeu... Pă... schiuri. Gata, știu. Știu unde sunt, sunt pe la cimitir, pe acolo, pe în zona cimitirului. O să îi interceptăm imediat. Nu au nicio șansă. Pentru că serviciu pentru acțiuni speciale vine după ei. Să încercăm să le tăiem calea pe aici. N-aveți nicio șansă. Cu mașina voastră cu bani, dar voi credeți că fugiți și... Nini, mașina cu bani. Trebuie să păstrăm o leapă de stoță. O să mai avem nevoie de niște echipaje. Pentru că... ce haotic conduc. Din moment ce mașina o să se oprească, o să înceapă o părâială de zile mari. Pardon. Nu da cu spatele. Serviciu pentru acțiuni speciale. Au venit CMCV-urile. Este o urmărire foarte periculoasă. Trebuie să așteptăm, pentru că mașina aceea fiind foarte greu de manevrat, sigur la un moment dat o să intre într-un stâlp ceva.
o să piardă controlul. Așa că ne mai ținem o leacă de... O să ne mai ținem o leacă după ei. Fai, ăștia pun în pericol siguranța cetățenilor și, după cum v-am spus, exact ce vă spuneam, coborâți din mașină, turfelor! Nu! Bă, bă, bă! S-a oprit, aruncați apele! Aruncați apele! Coborâți, omorâți, le dați! Aruncați arma! Aruncați armele, turfelor! Cucat! Ima! Aveau... Bă! Ăsta-i polițist sau nu? Băi, oprește! Bă! Nu mă călcă pe mine! Ii, bă, ce mașini! Arme profesionale aveau! Dar să oprim traficul aici, pe ora. E foarte periculos nici. Ne-am omorât pe ăștia aici, zici că suntem într-un film. Așa, să asigurăm armele. Așa, băieți. Nu știam ce să mișc așa. Dar crezi că e vreun bug. Să oprim și noi sirena la mașină. Așa. Și... Bun, acum o să trebuiască să chemăm... ambulanța, să vedem dacă îi mai poate resuscita pe acești nemernici. Ia să vedem ce mai aveau în mașină. În mașina băncii. Ei băi, am dat motorul pistica. Capota. Liquid residual. Anormal. Aveți grijă, băieți, încercați să-i mai salvați dacă se mai poate, dacă nu... Aie, și așa sunt niște scursuri ale societății, pentru ce au vrut să facă. Așa. Dacă puteți să-i salvați de alta. Deja unui fel, bine, la câte glanțe am tras în ala, nici n-avea cum să-l mai salvezi. Ăsta s-a calcat singur cu mașina. A zis că adică să ajungă la pușcărie, mai degrabă să bagă sub mașină când mergi. S-a călcat singur aici. Nici căcat de analiză n-a mai rămas din el. Asta-i soarta, asta-i viața. Tu stai cu MCV-ul ăsta aici și anu, cumva să încerci să ne calci. Și să chemăm și echipa de la medicina legală să preie scursurile societății. Bă, nu îl căl. Nii, mă, ce l-a călcat. Ioi. Da, încă o acțiune dusă cu la bun. Alo, fără bicicleta pe aici și atunci vezi că aici e... aici e scena unei crime. De fapt, nu crime, e scena unei investigații. Da. Cam asta a fost și misiunea de astăzi. Și misiunea pe seara asta, vezi, s-a mai întunecat o leacă așa afară. Rămâne nimăcă la coi. Ok, până au reușit să-l resusciteze. O să rămână colegul nostru cu MCV-ul aici, a? Și o să... Uite, a mai venit un echipaj. Noi trebuie să ne deplasăm înapoi la secție, nu stăm noi să facem investigații aici. Revenim. Da, băi băieți, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Să dați un like, un share, un subscribe. Și v-am spus, dacă aveți mașini pe care eu nu le am sau vă ocupați cu asta și vreți să facem o mică colaborare, ca să zic așa, puteți să lăsați în comentarii. Puteți să lăsați un comentariu jos în clipul de astăzi, să luăm legătura unul cu celălalt și să vedem ce putem rezolva. Dacă, de asemenea, dacă aveți alte sugestii pentru mine să mai fac episoade cu LSPDFR, vă aștept sugestiile în secțiunea de comment. Dragilor, eu am fost The Lawman și voi, ca de fiecare dată, până data viitoare, stați în siguranță. Pa, pa!